Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Brawl Stars. Deci a venit update-ul cu EMZ sau EMZ, cum vreți să-i spuneți. Și... na. O să jucăm cu ea. EMZ este un zombie gen... un fel de divă, dar nu e divă, gen... e populară pe internet, gen... e fată de aia de face multe poze și le postează și pune hashtag-uri EMZ, ca să vă explic. Și cum ziceam, e zombie. Tipa. Este un mod nou care o să fie numai de Halloween. Și anume acesta cu... în care, practic, e graveyard shift, în care tu o să pierzi viață mult și... și trebuie să ataci lumea și cu cât ataci lumea mai mult, atât îți regenerează viața mai mult. Uf. Și totuși am luat locul 5. Ceea ce-i ciudat. Mai jucăm încă un match. Acest mod de joc va fi decât pe Halloween. Gen decât pentru Halloween. Locul 2 la acest nou mod de joc, care, cum vă spuneam, va fi numai de Halloween, deci numai acum o să mă vedeți pe mine făcând episoade cu el, de aceea o să fac, cred că, mai multe. De asemenea, cu EMZ, cred că o să pot cu ea să fac 10.000 de trofee sau pe aproape de 10.000 de trofee. EMZ atunci a zis cumva I'm like totally not getting a friendship bracelet sau ce? Ceva genul a zis, nu? Cred că ceva genul a zis.
Bun, ce vreau eu să fac acum? A, dar puteți să jucați și la două chestia asta, ceea ce este interesant. Hai să jucăm o tură la două chestia asta. A, voiam să vă arăt încă câteva chestii, dar m-am arătat și în episodul ăla, fără voce, dar... Episoadele. Da, na. Uite. Bine, bine, bunicu. Păi ce, e calul. Ups, am uit. Asta nu-i bine. Păi dacă e în zraza aia de încetinire de la ultimată, de la super, vreau să zic la început super, după m-am gândit, hai să zic ultimată. Habar n-am, fraților. Da, și... Vreau să văd că sunt câteva chestii care s-au schimbat la Ica, spre exemplu, Shelly, gen, modelul ei arată la fel, însă are poziție diferită și animație diferită. Nu știu, mi se pare puțin cam ciudat cum arată, dar hai să o vedem. Adică, uitați-vă și voi puțin, poziția e diferită, clar, și uitați-vă la spâncinele ei și ce zâmbet are, adică, cred că zâmbea la fel și înainte, dar totuși, acum zici că e ceva genul... Mai bine și măcar nu mai spun. Dar nu e ok cum arată fața ei. Deci că vrea să te fută. Ok, a trebuit să spun. Îmi pare rău. Sau zici că e ceva genul... Nu știu. Mă rog. Unde era? Franku. Franku are un mic model, dar nu foarte mare. Ce mai este nou? Are Leon voce. I-au băgat voce în sfârșit după 5.000 de ani. Să dau mai tare. Nu știu, la început a sunat puțin ca și Ash Ketchum, mi-a adus aminte de vocea lui, dacă îl știți, din Pokémon. Aia era clama mea, dacă ați auzit ceva. Clama mea de păr, ok? Da, că eu nu pot decât să-i dau try ca să-i aud astea. Ah!
touch me. Cu You Got Me n-am mai auzit până acum. Că am mai încercat și mai înainte, gen Brian Shaw cu Yoase de Vot. Și am mai făcut și înainte partea asta. N-am mai auzit-o pe aia. No way! You got me! Dar acum nu mai pe aia mea, bă. Don't make me get Nita! I just don't want to make you get me, ta. No way! Asta a zis? Nu m-a fost să aduc pe Nita aici, că te bate. Not fair! Uite-o. Uite, asta cu not fair, tot timpul o zicea înainte. Oh my fucking god! Nici faza asta cu Leon in the lead n-am auzit-o. Bine, eu când am făcut videoclipul aia fără sunet, ne-am făcut în clasă, în ăla de tehnologie. Deci, da. Hai că auzeam și eu ceva dacă e. Că știți cum e ora de tehnologie. Și pe aia cu Untouchable am mai auzit-o. O zicea și pe aia. Des o zicea. Deci apare și că Nita e mai șmecheră, ce să mă... Ia uite what the fuck e cu fiul ăsta de la încărcător. No way! You got me! Oh my fucking god, chiar vorbește despre Nita. Hey Nita, check me out. Mă băiatule. The ship is canon. Sau sunt frați, una din două. Nita! Da, chiar îi strigă numele, wow. Deci, fie shipul este adevărat, fie sunt frați, Nita cu Leon, una din două. Don't make me get Nita. Yeah! Ok, cred că i-am auzit toate chestiile, poate să le zică. Da, mă rog. Deci, na. I'm so overpowered. About the... Deci, da, dacă vă place, v-a plăcut acest episod, cum s-ar spune, nu uitați să dați like. Deși nu o să dea nimeni like, știu asta. Nu trebuie să mă atacați în comentarii.